Bună ziua și bine v-am găsit aici, în studioul Pagina de Media. O să intru direct în subiect, pentru că astăzi am un invitat pe care sigur îl știți, vă spun imediat și de ce l-am invitat azi. Pavel Bartos, bine ai venit în studioul Pagina de Media. Bine v-am bine, bine, bine găsit, mă bucur că ne revedem și ne bucur că, mă bucur că ne revedem în astfel de condiții. Da, condițiile sunt următoarele. Pavel Bartos își lansează metrajul Ramon, a mai avut în trecut și un scurt metraj și o să vorbim astăzi despre filmul Ramon, despre ce a fost în spatele lui, despre tot procesul de creare a acestui produs. O să vorbim de ce înseamnă partea de actorie de film, de actorie de teatru, pentru că el are și un one man aproape show. Și cam asta este subiectul discuției de astăzi. Înainte, nu uitați, share către toată lumea, pentru că, sigur, este o discuție care, cel puțin, sperăm noi, o să vă convingă să mergeți să vedeți filmul lui Pavel Bartoș. Salut, Ramon! Salut! Nu, sunt Pavel, care la un moment dat, dacă vii la film, poți să zici de pe ecran sau la final, salut, Ramon! Dar uh. chiar de ce, de ce, Ramon, așa, numele? Că trebuie să fie uh. ceva în spate. Știi la... cum e? E o chestie, personajul, l-am gândit de niște mulți ani, mulți, mulți ani. Și am zis, uite, așa aș vrea să fac un personaj. Și mă gândeam, ce nume să-i dau? Ce nume să-i dau? Și știu că la un moment dat am am fost, cum să zic eu, nu știu, mi-a sunat așa cumva undeva Ramon. Că toată lumea a crezut că Jesus del Cerro, regizorul, a zis Bă, vine spaniolul, exact. de, ce îi dăm, de, de ce să nu-i dăm Ionel Costică sau nu știu ce, Farfuridi Hai că-i dăm, cum să zic eu, Ramon Nu, dacă veți veni la film o să vă dați seama de ce Eu mă sceptic pentru că a trebuit să și găsim motivarea numelui Ramon Că nu po poate fi, adică un om simplu să-l cheme Ramon Pentru că eu așa zic că Ramon e de fapt un om simplu după vorbă, după port, care crede într-un vis al lui și face orice ca să-și îndeplinească visul. Și lumea nu înțelege de multe ori. Că de fapt aici este punctul comun pe care l-am eu, uite, Pavel Bartoș cu Ramon. Dacă noi credem în ceva, mergem până la capăt. De fapt aici e. Indiferent de ce, nu neapărat de ce cred sau câte piedici se pun sau în ce situație ești pus. Dacă crezi, mergi până la capăt. Cum se va termina vom vedea, dar ideea e că luptă pentru în ceea ce credești. Bineînțeles că de aici situațiile hilare, haioase, de acțiune emoționante, pentru că filmul conține, are toate aceste valențe, de la comedie, cum să zic eu, emoție, iubire și acțiune, adică le-am cam adus un fel de all-inclusiv. Da, că este el promovat ca o comedie, da? ca asta e și avem acum, uite, Avem avut uh, team building, uh, Romina VTM, taximetri toate, în general, cam Miciulică. Miciulica, da, uh, da. Uh, Deci acum, nu știu, ce, s -a, ce cum cum s-a creat sau ce uh, se întâmplă acum, ce e în atmosferă de dintr-o dată filme românești care, uite, că fac Pentru că lumea pute... nu mai vrea dramă. Noi noi venim după 2 ani teribil, în care pandemia ne-a cam dat în cap. Adică despre ce vorbim? Și nu că ne-a dat în cap, dar uh, uh, emoțional cred că ne-a ne-a costat destul de mult ne-a costat destul de mult, am văzut cât de fragilă e de fapt uh, granița asta dintre siguranță și nesiguranță, adică ce ușor poți fi în casă sau să, -ți fie, să poți să ai libertatea să faci ce vrei tu, să mergi unde vrei tu, ne-a fost dor, adică divertismentul, showbizul, spectacolele de teatru, concertele au fost cel mai crunt domeniu lovit, și bineînțeles și horeca, adică dar noi am resimțit o foarte tare, pentru că la noi este întâlnirea asta directă cu publicul, pe care o ai în concert, o ai în spectacole. Și atunci după doi ani dintre ăștia în care ai stat în casă, lumea vrea să iasă și lumea vrea să iasă și vrea să se simtă bine, vrea să se bucure de viață. Și de aia a venit asaltul ăsta de comedii, pe fondul ăsta în care lumea a, a trăit, trăiește, trăim în continuare lucruri teribile, vezi războiul din Ucraina adică el încă este aproape de noi uh, pandemia încă nu și-a spus ultimul cuvânt, nu știu, adică tot timpul e o chestie dintre asta, noi suntem în, între codul portocaliu, galben verde, mov, rozaliu nu știu, mai în coduri și atunci uh, de asta lumea iubește comedia, de asta s-a născut acest val de asta s are și succes acest val uh, hai să zicem de comedii române Asta, e v-am să te întreb că, da. bun, sunt comedii românești, dar sunt de succes. Da. că adică toate au adus public în sală. Foarte bine. Uh, toate au adus uh, și nu că asta, asta înseamnă că publicul vrea să vadă. Eu mă bucur pentru fil pentru că aceste filme, Team Building, Mirciulica au readus publicul. Uh, Romina au adus publicul în sală. De ce? Pentru că Uh, știi cum e? Revenirea la, la, concert, la film era cea mai proastă. Pentru că se făcuse un studiu. În teatru, revenirea era undeva de 75-80%. În concerte, nu știu ce, undeva de 60-70%. Ei bine, în cinematografie era de doar 35%. Pentru că în perioada pandemiei, lumea s-a obișnuit cu platformele de streaming. Și atunci avea totul la îndemână. Mai că eu iarăși reiterez ideea pe care, iată, a reiterat-o și Tom Cruise care a ținut 2 ani filmul, a zis până nu revenim la normalitate, Top gun Maverick, exact. l a zis până nu revenim la normalitate să-l bot da, în cinematograf, nu o să iasă. Pentru că e alta experiența la cinematograf. E cu totul. Una e la, acasă, pe televizor mic, tu singur, nu știu cât te ia flama sau nu te ia. Sau mai sună un telefon, te mai duci până la frig, Știi, te rupi cumva din atmosfera filmului. Dar la film, la cinematograf, vii, stai o oră jumătate și ești doar al filmului. Și tu ești al tău. Și atunci tu o oră jumătate, e ca la teatru, nu te duci ca să-ți mai iei sau mai îți te... o oră caun. jumate stai acolo și trăiești un lucru, trăiești niște lucruri pe care probabil ai vrea să le trăiești și tu, sau să ți se întâmple și ție, să fie emoționat, să te bucuri, pentru că eu cred în rostul, cred că asta e rostul unui act artistic, ca tu după acel act artistic să pleci acasă mai fericit, un pic mai fericit. Atâta, atâta tot, adică nu-ți trebuie, nu trebuie să trăiești nu știu ce catarsisuri, ce... nu, nu cred, nu, cred în doar buna dispoziție, pentru că tu ți rupi, tu faci un efort, spectatorul face un efort, la fel ca la teatru, faci un efort, pentru că nu înseamnă, e ca la aeroport, nu înseamnă doar acele ore jumate pe care tu îi petreci în sala de cinema, el pleacă de acasă, se îmbracă frumos, sau, se, mă rog, se îmbracă, face un drum până la cinematograf, după aia caută loc de parcare, după aia, după, poate mă mănâncă, nu mănâncă, ea merge adică e, cum să zic eu de fapt acea oră jumate îs vreo două, trei ore dar e, cum să zic, și lumea vrea să iasă lumea vrea să se simtă bine dar știi cum e, și de aceea mă bucur că uite au apărut aceste filme a readus publicul românesc la comedia românească, pentru că publicul vrea să asculte în românește, vrea să râdă uh, cu actorii români și e foarte bine. Dar chiar că până acum știi cum, lumea nu se îngrămădea ca să zic așa la un film românesc se ducea, dar nu se îngrămădea. Știi Atât de e ce? Prima dată când se da, știi de ce? Pentru că noi acum trebuie să realizăm, eu acum, făcând, fiind producător pe lângă actor, e, am realizat că poate unul dintre cele mai ușoare lucruri de făcut, deși sună iurea, dar asta iarăși am învățat de la Jesus, poate unul dintre cele mai ușoare lucruri de făcut este să faci un film în sine, să-l filmezi. Are 21 de zile. Dacă tu ai făcut o preproducție bună și ai echipa și nu știu ce, filmatul este. Mă, e plăcerea aia mare. E ca repetițiile în care se... Na, nu știu ce. Cel mai greu este să vinzi filmul. Degeaba tu ai un produs bun dacă nu-l știe nimeni. Dacă nu-l vede nimeni. Este foarte important. Și noi acum înțelegem, noi de vreun an jumătate, poate de la Miami Beach încoace, de la nu știu ce, că marketingul este foarte, foarte important. Și că tu trebuie să te apleci. Nu e o chestie că doar ai băgat un film în cinematograf. Nu. Dacă lumea nu știe... Nu, 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 o să vină. Și atunci, normal că face efort. Eu acum vin după un efort de. Am, am fost la Timișoara, am fost la. Am, am avut eu așa o. Ai fost uh, un turneu. da, am avut așa eu o ambiție. Am zis prima am premieră să fie la Timișoara, prima proiecție, de pentru ce? că fiind capitală culturală europeană, eu jucând trei ani acolo, am zis, ține așa iarăși de o identitate a mea și am zis să ofer și o Timișoare aici. Am nu știu în ce măsură apreciat <sus> dirigui, adică au apreciat diriguitorii, uh, cum să zic eu, Timișoare acest lucru, dar știu că eu față de. Uh, oamenii din Timișoara mi am făcut cumva datoria și am vrut să mă bucur prima dată cu ei. Deci aici a fost. Și am avut niște reacții a, senzaționale. Nu a fost primit uh, acum deci știi cum e? Noi de obicei pentru că încă nu s-au pus biletele în vânzare, aici e doar un turneu de promovare. Se pun, noi nu ne-am dus cu invitații sau nu știu ce. Nu. Lumea a cumpărat bilet pe o sală, adică se pune și de fapt întâlnirea Oficiună. echipei, e întâlnirea echipei într o sală, într o primă sală de proiecție cu bilete vândute. Pe lângă faptul că s-a făcut sold s-a mai deschis și o altă sală. Adică am jucat în fiecare oraș cu două săli. Timișoara, două săli, Craiova, două săli, Timișoara, Cluj, două săli. A fost, doamne, deci, săracul Iisus, îmi amintesc, adică vă spun așa, era după Cluj și a zis, în viața, deși omul regizează de 12, ce doi? 20, 30, 20 ceva de ani. Da, și a zis, Pavel, -a eu reacție ca la Cluj, pe, înțelegi? Pentru că acolo cu Lujul, a fost și o sală mare, au fost 400 de oameni, 500 de, când e multă lume, reacțiile sunt și mai puternice. Mamă, era oia și cu Iisus era la limita să plângă. Era așa, Pavele, mie nu mi s-a mai întâmplat ca la un film al meu, lumea să reacționeze așa. Pentru că nu e doar de râs. Să înțelegeți, în nu, film nu trebuie doar să râzi, trebuie să te și emoționezi, să și-ți pare rău, să și crești. Pentru că povestea, Iisus, și asta am învățat de la Iisus, povestea este foarte importantă. Dacă nu te duce povestea, nu faci absolut nimica Și au fost niște reacții, și lumea a stat, și plus că pe mine pe m-au mine imit reacțiile celor tineri. Unde aveam, am zis, domnule, știi cum e? Nu suntem. Nu avem comedia de factura team building-ului sau Romina sau uh, cum să zic eu, celelalte filme. Nu, nu există așa, o comedie, hai să zicem, mai curată. Dar eu o chestie doar de asumare. Nu înseamnă că am ceva cu Doamne ferește. Eu, fie, fiecare să-și facă treaba cum o vrea și dacă aduce public să fie primit. Ideea este că eu am doar un principiu al meu. E un principiu al meu foarte clar, având trei copii. Eu am zis, oricând voi face un produs artistic, ăla trebuie văzut de toți copiii mei inclusiv de cel mai mic de 8 ani jumate. Deci Pentru că te dacă, poți merge cu copiii da, la, la dacă Ramon. în mine nu vede un model, atunci în cine să vadă? În vecinul de bloc, în cine să vadă? Adică, nu, eu vreau să se bucure de produsele mele. Adică, de ce fac? Să zic, uite, tati, e... cum să zic eu? Am fi ipocrit să zicem că nu ne dorim asta. Ba da, îmi doresc în fiecare zi, în fiecare minut, confirmarea copilului meu că ceea ce fac, de, că tot ceea ce, Adică să i bucure și copilul meu de ceea ce fac și cum fac? Ba da, am nevoie, în primul rând am de, nevoie de validarea familiei mele, înainte de orice validare. Am nevoie de validarea și de susținerea familiei mele. Și atunci, e normal că orice fac, fac cu susținerea lor și fac și pentru ei, în primul rând. După aia, normal că publicului larg se adresează, normal că vreau să se bucure pentru că iar și aveam reacții dintre astea, au după vai, uh, da, vai m m m am, să revin, am să revin și cu copii, am să revin și cu aia că mulți nu credeau că e o comedie mai, uh, cum să zic eu la mine e comedie de situație, la mine e comedie tu, cum să i râzi cu personajul, râzi de situațiile în care este pus, uh, te bucuri pentru el, plângi pentru el sau te nu plângi pentru el, știi și eu am, chiar, chiar am o vorbă pe care le-am spus-o tuturor, știi, film când, după vizionarea și am zis, Păi vă rog eu frumos share spuneți-le prietenilor că v-a plăcut sau dacă nu v-a plăcut, spuneți-le dușmanilor să-și pierde și o oră dar jumătate din fost, viață au fost oameni care au spus, măi, Pavel dar uite, în lumea reală se mai vorbește și nu. așa, mai bagă și tu astea nu, nici o clipă. Tocmai a fost lăutată calitatea filmului, pentru că el se vede într-un anume fel. Sunetul, că au zis, dom'le, în sfârșit am înțeles absolut tot. Uh, povestea. Și uite, asta era, uh, am făcut niște vizionări cu și tinerii, dacă la început, știi cum e, că n-ai cum să... Știi, tinerul stă așa pe telefon, nu știu ce, pa, pa, pa la, 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 la. și îl vezi așa că începe să fie luat Opa. de poveste. Și începe... Să aibă reacții. Și se duce cu poveste și e yeah, hey. Băi, la final era cu aplauze să lăsa. Adică au avut o reacție. După pe când ne-a prins povestea, reacțiile celor tineri, și aici mă refer 14, 13, 14, 15, au fost colosale. Dacă hai să zicem, cei maturi, undeva peste 23, ei intră de la început în poveste, ei își asumă altfel convenția ă, și se manifestă ca atare. Tinerii sunt așa. Mamă, e ca la meci și se apropie de careu și intră în careu și, 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 gol! Mamă, deci am avut niște foarte, foarte și de aceea mă bucur și le mulțumesc uh, celor foarte tineri care au fost la film și s-au manifestat ca atare. Adică am avut reacții de la tineri, de exemplu tiktokeri, youtuberi, influenceri, care și ziceau, domnule, e cel mai frumos film românesc pe care eu l-am văzut de mult timp. În Și vorba aia N-am avut niciun Doar atât dacă Cum să zic eu I-am chemat la o previzionare Au fost uimiți nu? Adică îmi doream să am astfel de reacții Dar reacțiile lor au fost peste așteptările mele Da, ai avut da. așa emoții, avut emoții Normal, tot zic că... tipul a emoției Știi cum e? Mi-am dat seama că aceste emoții sunt ca Atunci când se naște primul copil Jur Pentru că nu știi cum Că nu ai rețeta și e ca și eu, bă, să fie bine, să iasă bine, să fie sănătos, să fie. Deci, cam așa sunt. Și normal că e pentru că, știi cum, în spate e o muncă de 5 ani cel puțin. Atâta, da, de 5 da, ani, de 5 5 ani da, de 5 am, început să, cum să zic eu, să lucrez la scenariu, să căutăm, să vedem, cum să zic eu, resursele financiare necesare, să aducem în discuție, să găsesc omul potrivit. Cel mai greu mi-a fost, adică mai greu, nu că mai greu mi-a fost, să-l găsesc pe Hesus, pentru că noi ne-am întâlnit la Ho-Ho-Ho, prima comedie de Crăciun de după uh, Revoluția Revoluție, era să zic de după Revelion. Și cumva ne-am jucat, adică ne-am promis așa, băi, când va fi să ne facem producători, o facem împreună. Și uite, acum asta a fost. Și eu i-am povestit de ideea mea, de personajul meu și nu știu. Și cum să zic? Efectiv s-a îndrăgostit de acest personaj și de poveste. Și a zis, băi, și-a devenit și el coproducători. Suntem coproducători. Adică să motivezi un străin care nu are de-a face. Nu că nu are, el iubește România enorm de mult. Și tot ce se întâmplă aici uh, Dar eu mă bucur Că el cumva a crezut Visul meu a devenit și visul lui Dar ce, ce ți-a venit să fii Și producător Adică producător pentru cei care da. mă Cunosc înseamnă cel care adună resurse, exact, care adună, adună resurse, se tot. duce la sponsori, bate la uși, e cu totul alt diferit. Știi că dacă ca și actor, ca și, hai să zicem, persoană publică, toată lumea, Pavel, Pavel, nu știu ce. Băi, când te duci, știți, noi avem un film, un proiect, dacă, dacă v-ați, cum să zic eu, ați intrat în proiect, nu știu ce. Și cum lucrurile se schimbă, adică devin altfel. Dar nu contează. Mi-am dat veniți, seama că am o forță. Dacă eu cred în ceva, eu mă duc până la capăt și găsesc cumva, dacă nu atât, atunci, atunci, atunci așa, haideți să ne vedem pe o lună. Adică niciodată nu închideam o discuție. Adică să, nu nu, nu, nu mă, nu primeam un refuz. N-aveam cum. Da, doar de întrebarea mea este dar nu era mai simplu care, dacă mergeai cu un producător independent, tu îți vedeai treaba nu ta, scenariu, că, uh, nu, ideea și, și resursele financiare de unde? De producătorul respectiv. Care? Nu știu. dă mi vră, mai dă -mi Nu e, n-ai în România, n-ai un astfel de producător de pe. Nu există nu există acum există uite sunt uh, e mate, Bromania cu uh, mai e și Codin adică sunt din ce dar și ei se, adică e o strădanie mare să nu înțelegi se pun păi cum tocmai, să zic eu resurse proprii mare. la bătaie cum zicea și Bro uh, adică nu e, nu, e, nu e ușor bine se caută resurse că cauți sponsor care să creadă în visul tău uh, și iarăși de ce m-am era să zic de ce m-am mâncat în dos exact vorba aia să fiu producător pentru că, la un moment dat, știi cum e? Tu aștepți să vină filmul la tine. Mă, aștepți. Bă, el ori vine în limitele, în cantitățile, cum să zic eu, în cantități mai reduse sau deloc, ori vine atunci când tu ești ocupat. De obicei, venea tot din toamna. Iar eu, din iulie până în decembrie, filmez emisiunile Vocea, Românii și nu știu ce. Și n-am când, n-am. Și atunci am zis, trebuie să-mi gestionez de asemenea natură un produs pe care să-l pot face când am eu timp cu oamenii pe care mi-i doresc, pentru că e iarăși foarte important. E ca oriunde, ca în, ori, în orice business din lumea asta, în orice act de creație din lumea asta, tu poți să fii senzațional, genial, minunat, să frizezi absurdul, să, să pastișezi beatitudinea. Dacă nu ai oamenii potriviți lângă tine, echipa, nu poți face apro aproape nimic. Mai ales într-un act de creație. De asemenea, și atunci e foarte, cum să zic, ideal e să-ți găsești oamenii care cred și în visul tău. Și de-a lungul timpului m-am înconjurat de astfel de oameni, adică am căutat prezența lor. Pentru că îmi face bine și nu mai am timp să pierd, să conving oameni care nu cred, în primul rând nu cred în ei. Și nu am forța necesară. Adică nu că nu am forța, am, dar de ce să o consum? Și eu atunci zic, pot să schimb un om prin actul artistic pe care îl fac. Adică dacă vii la un produs de al meu, poți după, cum s-a întâmplat și la One Man aproape show la Teatru Odeon, cine vine după pleacă, mamă, deci... Uf. Pentru că eu am o chestie, nu neapărat, suna iurea. Păi eu vreau ca lumea să realizeze că viața, bă, viața merită trăit. Noi avem una singură. Atât. Și noi o trăim acum. Nu, E ca și atunci când zici, domnule, eu fac un copil când uh, o să am casă, masă e, Dacă aștepți asta la anul și la mulți ani Fă copilul și ai să vezi că o să adun resurse necesare Nu știi de unde o să ai energia necesară Și o să vină lucrurile cumva, uh, se vor alinia planetele Și tu o să-ți găsești și casă, și mașină, și astea Adică, iar iarăși, știi cum e, viața nu e doar Paște și Crăciun Sau trebuie să o trăim doar de Paște și de Crăciun nu, ea trebuie fi că te-ai trezit de dimineață. Dar chiar, când i-ai spus soției prima dată, da. știi că vreau să fac un film. Ok, da. fac. Nu, adică vreau să fac un film Să mă ocup eu, să da. bag nu. bani în filmul ăsta Ideea este, știi cum e Dincolo de trebuie să găsești în primul rând Că asta cu banii proprii e Cum să zic eu, normal că atunci Când mai trebuie ceva Contribui și, dar în primul rând trebuie să găsești surse uh, și oameni uh, Cum să zic eu uh, Sponsori foarte importanți Eu am găsit, am avut norocul N-au fost suficient, înțelegi? Și atunci, normal că te costă și pe tine Dar l-am avut și pe Jesus Del se și atunci cumva uh, mi-a fost mai ușor Adică ne-a durut pe amândoi Și ne doare uh, pe amândoi De aceea sperăm să aibă succes la, la public Ca să ne fie bine Și nu neapărat Că nu, din film nu câștigi absolut nimic D Dacă ți se tanda pe manda fi fericit Dar știi care e fața? Crezi un tăvălug dintr ăsta în care va veni următorul film pentru că tu deja ți-ai creat o echipă și te duci și poate vine al doilea, nu neapărat Ramon 2 sau nu știu ce, dar vine următorul film, se creează o piață, se creează, uite, eu mă uitam în... Estul Europei, în Germania, peste tot în Franța, e o piață de filme comerciale extraordinară. De la polonezi ar trebui să învățăm o grămadă. Uite, eu am filmat în Cehia și în Bratislava, acum 2 ani de zile, și făceau așa, terminau filmul ăsta, casa aia de producție, și după aia se apucau imediat la o săptămână de următorul. Adică... Chiar tu zici că la așa estimările tale sunt că va ieși tandea pe mandea sau... Nu știu, abar nu că știu. Că nu, uite, la, uitam la team building s-a da. dus spre 5 milioane, nu știu. Da, cât. ideea este următoare, iarăși, asta e mamă, 5 milioane, toată lumea zice, mamă, 5 milioane, nu, până, de fapt, ce ajunge la asta este, pentru că cinematografele știi cum e, pentru că ele își pun la bătaie alea, nu știu ce, iau, nu știu, 40-50%, 60%, tu după aia dai distribuitorului, nu știu ce, adică până da, da, ajunge... Măi, ideal ar fi să nu pierzi. Și dacă câștigi 2 lei în plus, este senzație. Pentru că nimic nu se va compara, uh, pentru că zicea Iesus la un moment dat, că, mă, dacă ne se bat știi cum e 2 lei? Și el zicea, da, dar dacă am luat în, considerare că noi, de 3 ani de zile, nu aproape zilnic, dar noi ne-am ocupat de acest proiect, pentru care noi n-am fost. Eu și Jesus suntem singurii care ne-am fost plătiți în filmul ăsta. Ia, ia tu la toate zilele alea. Înțelegi? Și vei realiza că Dar vezi, aici face diferența Dintre pasiune uh, Cum să zic eu, crez și uh, să nu faci, pentru că dacă tu te gândești, asta e iarăși și o mare problemă, dacă tu te gândești la succesul direct, când faci un produs, direct la succesul lui, direct, mamă, o să-mi iasă, o dreg, vârt, nu știu, va fi cel mai prost. Cel, mai, cel puțin mie, așa mea, orice m-am gândit că să va fi cu succes, nu. Băi, fă bine fel extraordinar și după aia, dacă ție îți place, o să placă și celorlalți. Adică ăsta este crezut. Și, mai, și după aia cumva succesul a venit de la sine. Adică nici când am intrat în televiziune, nici când am intrat în teatru, nu am fost, cum să zic eu, mamă, gata, eu mâine vreau să fiu cu Nu, normal că îmi doream acest lucru, că cine nu-și dorește când intră într-un teatru sau într-un film sau într-o să fie cunoscut. Evident. Nu, nu. Cine spune altceva înseamnă că, cum să zic eu, că minte. Așa. Nu, este, îți dorești, dar iarăși nu te gândești la ce va fi. Și iarăși, într-adevăr, ai nevoie de susținerea celor. Eu am avut, cum să zic eu, familia mea, dacă nu cum poate uh, investiția mea cea mai mare este familia mea, pentru că, am, bine, nu eu am fost deștept, mai mult soția a fost deștept, că ne-a ținut cumva această familie minunată și ne-a unit și mie mi-a dat relaxarea necesară să mă pot să mă desfășor și să-mi fac să creez și atunci am avut cum să zic, ajutorul familiei și susținerea lor 100% și atunci normal că mi-este mult mai ușor normal că acum după toată perioada asta abia aștept să zic gata, stop, ho nu mai îmi trebuie două săptămâni doar cu familia, fără telefon fără aia că acum uite stai și te gândești unde stăm la Bacău Ia uite, acum sună Tudor Moisescu. Tudor Moisescu este la produ producătorul meu delegat, care sigur mă întreabă unde stăm la nu știu ce, dacă ai aranjat cu ceva. Poți să-i <laughs> să, răspun, să spui. Tudor, alo? Alo? Sunt, în, sunt, sunt acum într-un podcast la pagina de media. Te sun eu un pic mai acolo. Na? Da? Hai. Te rog eu, hai, pup. Hai. Asta este viața de producător de da. film. Și uite, și uite câte am mesaje. <laughs> Exact. Doar doar de, doar de 20 de minute exact, de că, de că, de că, de că Nu contează ceva. Ideea este că astea, trebuie să le gestionezi Știi cum e? Eu mi-am asumat chestia asta Nu e o perioadă, adică nu e o chestie pentru toată viața Nu E o perioadă, acum a fost o perioadă Că a trebuit să produc acest film E mai încărcată, după aia o să-mi dau un timp Pentru că nu vreau așa în fiecare an Să-mi fac câte un film și nu știu ce Nu. Dar dacă la doi ani se va putea întâmpla Să dea Dumnezeu, pentru că între timp mai vreau să fac Și teatru Și da. televiziune, adică vreau să fac mai mult Să mă bucur de viață Să mă bucur de ce am Dar chiar asta, promovarea asta da. În care chiar da. te-ai implicat mult Ai avut și lansare Tempici. de trailer Ai avut da, absolut ști... tot e... Vine și din, din faptul că, nu știu, uite, am avut atâtea filme românești care uh, au umplut și mai zic, dacă da. au umplut să, des, să nu fiu eu ăla la care nu vine lumea. Nu, 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 că dacă pornești așa cu teama asta, e, nu, de ce, de ce să stau cu, și deci, în primul rând, eu în general în viață nu m-am comparat cu nimeni, eu dacă e să mă compar, mă compar cu mine, cu ce am fost ieri și cu cel care voi fi mâine. Dacă e, sau cu ce dobitoc am fost ieri, cu cât de, de dobitoc am, în loc să evoluez, cât de dobitoc sunt azi. Nu, în general mă compar cu mine și nu, nu fac în funcție de că au făcut așa, eu așa. Nu, eu pot să învăț de la ei niște lucruri. Adică am învățat foarte multe de la ceilalți din marketare. Pentru că tu nu promovezi filmul doar atunci, tu trebuie să faci un baz de când ai început filmările bazul pe un film e de când a început, din prima zi e, am început filmă, ca lumea să aștepte, bă, dar cine e Ramon ăsta, dar cine? -i? Și acum pot să-i mulțumesc, doamne, doamne, că nu cred că știi, adică am profitat, nu că am profitat, cum zicea Andy Moisescu acum înțeleg de ce, știi vorba aia, eram la un moment dat la România o talent și zicea până și Andy Moisescu ajungea să spună auzi Pavel, ce, ce vom face noi din 3 februarie și ziceam, vom merge la Ramon să vedem comedia Ramon înțelegi, adică ajungeam până că și pe prieteni îi luam în toată gheia și cred că multă lume adică nu există, nu că nu există, mai există da, dar să nu fi auzit măcar o dată de Ramon, că cine e el sau ce e asta e altă, dar auzi și asta e foarte important să audă. Și de asta îți zic oamenii, băi, veniți. Știi cum e? Veniți, vedeți, vă place, nu vă place, că nu trebuie să placă. Adică, și asta este asta cu plăcutul tuturor, să placă la toată lumea. Nu va fi niciodată. Nu va fi asta niciodată. Asta cu plăcutul, nu. Cineva tot se va trezi să spună că. Dar eu am ales să am zis decât să critic sau să nu știu, să fac. Deci, uite, uitându-mă pe din treile și, da? și apropo, de ce înseamnă marketare, pentru că noi acum învățăm, noi nu avem buget enorm de marketing. nu avem Hollywood. să bage, ei bagă un alt buget în marketing. Da. Vine Tom Cruise cu elicopterul la premieră. Vine nu știu ce, înainte să. Nu ai, că n-ai forța necesară. Și atunci tu ai din minimul în ce să maximizezi. Și atunci, normal că mă folosesc de mine, mă folosesc de cei de, cum se prietenii, mei, băi, haideți, face evenimente ca să crezi. Un baz, faci evenimente ca să creezi o așteptare vis-a-vis -vis de personaj. zici Bă, dar cum o fi personajul? Dar cum o fi filmul? Și mă bucur că, cum să zic eu, multe și eu de când vă urmăresc, domnule, de un an de zile aștept ce să văd cine e Ramon ăsta. Care e faza, cu Ramon. Și mă bucur că după aia da, da, acum înțeleg, da, acum înțeleg, domnule. Dar eu nu pot să le spun că eu de fapt de 5 ani de zile mă, cum să Ai zic eu. Ceva, dar 5 ani. E... Da, pentru că eu știi cum am o chestie, nu forțez lucrurile, nu că nu le forțez, le provoc. Dar cred că fiecare lucru are momentul și timpul lui. Adică, pentru că între timp eu mai vreau să mai fac și alte lucruri, mai vreau să mă bucur și de alte lucruri. Adică nu e, știi cum e, normal că dacă m-aș rupe, dar de, de asta înseamnă să te rup de familie, să te duc. Nu, nu e așa, nu e așa, pentru că mie îmi face bine, tare bine familia. Nu e. Și atunci vreau să mă bucur de ei și vreau să le mulțumesc pentru zilele în care nu am fost și am fost la filmare sau a trebuit să ținem ședințe până la. că știi cum e, se termina ziua de filmare și toată lumea zicea, băi, actorii plecau acasă, da. Și o să team cu Iisus, băi, sus ce trebuie să mai rezolvăm pe mâine. Deci, hai să nu știu cum, știi? Adică nu era. n-a fost ușor, dar. Eu sunt tare fericit de produs, eu sunt atât de mândru de produsul, de filmul. De, pentru că am ținut foarte mult la niște lucruri să aibă un anume vibe, un anume feeling, un anume atmosferă și uite, mulțumesc că am găsit oamenii potriviți, că... Iarăși, dar de la Jesus am învățat enorm de mult. Enorm. Cel mai de important ce -a Deci, fost știi cum e? În primul rând, că el a zis așa, știi cum? Noi gândim, noi românii, când facem o chestie, pentru că nu avem resurse nelimitate, ci avem resurse mici, zice, bă, gândim tot așa, băi, dacă avem buget de 100 de mii, hai să nu ne permitem, ne luăm un avion atâta. Și zice, nu! Pavele, noi trebuie să gândim că avem un buget de 3 milioane de euro. Bă! Și atunci ne luăm avionul la mare. Păi, cum? Vedem noi. Hai să întâi să ajungem la avionul la mare, vedem ce vrea ăla cu avionul la mare și poate găsim resurse necesare să aducem avionul la mare. Dar de ce să? Și atunci de la el am învățat să gândim mare, să gândesc mare. Chiar e un avion mare, nu? Nu, este adus. Adică le mulțumesc tuturor celor care au crezut în noi, celor care. Da, vorba aia. Dar pentru toate astea, știi cum? A fost muncă de convingere. Munca de convingere nu-i doar un simplu telefon. Munca de... este să crezi, pentru că trebuie să-i faci pe ceilalți să creadă în proiectul tău. Înțelegi? Acum o să mă bucur că după ce văd proiectul, zic da, mă, acum înțeleg de ce era atât de, nu știu cum. Da, pentru că eu am vrut să iasă. Pentru că mulți ziceau, a, păi, eu, cum să zic eu, ei nu înțeleg mulți din lumea, știi cum e, a celor acelor care a, ți ar putea fi sponsor, concret, industria filmului, adică ce înseamnă. Cât, că atunci când le spui stai un pic că eu filmez în două camere, păi filmează doi, nu, îți trebuie diopiz de pe care îți trebuie grip, îți trebuie echipă, îți trebuie rulote. Trebuie? Când au venit, că îi aduceam, asta mi-a plăcut, i-am adus pe toți pe platou. Pe sponsor. Da, să, vadă să și vad. Eu. Și, când ziceau, oh, băi, Mamă, a, da, da, se face un film adevărat, înțelegi? Na, da, nu, nu, dar, păi nu, nu e, a, a, asta era, pentru că atunci realizau, știi, ce uh, dimensiunea, dimensiunea proiectului. Și tare, na, tare, eu tare mă bucur de cum a ieșit. Ba, este, este atât de, eu poveste. Și uite, le mulțumesc prietenilor mei, celor care au crezut în mine, celor echipei de actori, echipei tehnice. Apropo de echipă. Și a, de Aia invitați. vreau, aici și revin pentru că sunt un om în primul rând că sunt obosit un pic și atunci trec ușor de la o altă. Da, așa? ideea este că uite, ce, ce important e diopiu. De la Jesus, adică iarăși am învățat, directorul de, de imagine, Adrian Silistean, de la el am învățat așa, iarăși de la Jesus a zis, și Pavel, ce mai trebuie să facem în filmul ăsta? să ne înconjurăm de oamenii care cred în noi și de, de oameni, headurile, adică capetele departamentelor să fie ăia buni pe care ni dorim noi. Pentru că, de ce? În jurul lor se vor aduna, ăia atrag după ei alți oameni buni. Și jur că așa e. Și atunci, într-adevăr, noi am filmat filmul ăsta în 21 de zile. În mod normal, îți trebuie cam, hai să zicem, poate dublu. Dar noi n-am avut și atunci am atribuit, uite, noi filmăm de la Podgorie, la, cum să zic eu, aeroport, de la, nu știu, vreo 10 locații în București, diverse, să muți echipa, tabără, să, ăsta, să mergi mers, nu, este, știi cum e, vorba ne-am mâncat. Ne-am mâncat uh -huh. și atunci a trebuit să ne și scârpinăm. Uh, dar a fost uh, bine. Iar și iar am avut de o echipă norocul de o echipă tehnică senzație. Uite, vă, apropo de invitați. Da. Uh, tu ai avut invitați din, uh, da, Smiley și ESCA. Da de ce ei sau cine, cum i-ai ales. Ideea este că, că în primul rând, eu n-am vrut, vrut să fac, eu să un film, adică nu e un film de influencer, nu e un film de nu știu ce. El la mine e un film pe, cu casting făcut pe bune, pentru că a fost ca și Jesus, tu ești regizorul, faci castingul. Domnica Cârciumaru, producătorul, adică directorul de casting, aduce oameni, iar și un merit foarte important al directorului de casting ca să-ți găsească oamenii potriviți. Și ți mulțumesc, domnica, pe care că mi-a dus mi-a dus mult și noi am ales cei mai potriviți. De exemplu, noi avem pe Teona Stavarachi, Alexion. Alexion acum are o perioadă foarte bună, joacă și în Taxi dar atunci nu era, adică nu era cunoscut, și a fost alegerea lui Jesus. Singurii care, într-adevăr, a fost pentru Smiley, pentru că Smiley ține de o prietenie pe care o am eu cu el. Și public. Da, iar Andreea Esca, iarăși, pentru că ea era cea mai potrivită în ceea ce va face în film. Iar și joacă propriul rol, cel de vlog nu ca nu e propriul rol? Este și nu este. O să vedeți de ce. Nu este. Pentru că iese din confortul ei. Nu mai e doar o, cum să zic eu, nu e doar jurnalistul care citește. Nu. O să vedeți. Dar veniți la fiind să vedeți Să vedeți pe Andreea ca un pic altfel și o să râdeți cu ea. Ce te-a ai avut? Măi, nu. De, nu. de ce că uite la în team building au fost miscuțu, Măi, nu știu, fost, adică... dar nu aici a fost doar de o chestie de casting. Nu era Jesus a ales așa. Adică l-am pe Ionuț Rusu care mai face stand-up. Da, da, dar nu este stand-up. Dar up nu, e, da, scene. dar el face, adică dar și el a fost, a fost pe casting. Adică iar, iar uite pe cei trei prieteni. Eu acum dacă mă uit acolo dintre cei trei eu am, eu am trei premii GOP în film. <laughs> Înțelegi? O am pe Elvira de ad -ad cu care a câștigat anul trecut premiul Gopo. L-am pe Iulian Postelnicu, a câștigător de premiul Gopo. Farcaș Bogdan, câștigător de premiul Gopo. Uite, normal, așa ar trebui să încep targetarea filmului. Știi cum e? Că străinătatea așa. Cu trei câștigători de premii Oscar. Da, cu, dar... și eu zic, cu trei câștigători de premii Gopo. Și eu zic că îți aduc trei stand up și doi influenceri. Nu-i... Știi cum e? Că Dacă, zic acum ca să te provoc. Știu... Iarăși, uite, și e, dar e o mare, e o mare, e o mare, adică și, și în America, stand up fac cele mai de succes filme la public. Adică de la Kevin Hart până la, a, aș putea să-ți dau așa, ei, sau seriale, ei fac cele mai de succes filme la public. Adică nu e o chestie de că ei n-ar putea face sau nu foarte bine. Dar are și okay. S-ar putea ca în următorul film să-mi aleg doar stand-up-ării. Sau să mergi doar pe ideea de stand up -er. Dar acum a fost un vis al meu. De știi cum e? Ramon ăsta e un fel de Forest Gump, ca să înțelegi. Este un Forest Gump, are inocența lui, e ceva de, are și de lui de pe Charlie ce toți actorii mei preferați să adunați la un loc. Înțelegi? Și atunci are toată chestia asta, știi? Candoarea asta, bunătatea asta, umorul ăsta. Înțelegi? De asta și în aici, în povestea asta, Ăștia au fost actori și Mă bucur, uite că am descoperit actori tineri, foarte, foarte buni. Bineînțeles că am avut parte și de Carmen Tănase, de Elvira Deatcu cu uh, actori foarte, foarte, foarte. Da, bun. și uite cât contează mm. mult și zona de scritură, mm. pe care tu ai împărțit-o. Da cu Angel Damian. Și nu numai. Nu, ideea este că apare, acolo nu, nu? ca și cu el, nu? nu? Nu, 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 Cine nu, nu. Asta scris? Eu, nu, ideea este că asta cred că e de la începuturi, cred că e o informație de. undeva de la începuturi, că de fapt eu aveam un scenariu, idee, nu știu ce, și eu am crezut în Hesus atât de tare încât a zis: "Băi Pavel, e, dar nu e atât de o poveste de film." Pentru că e foarte și acum am înțeles, adică nu că am... am, înțeles și am avut atât încredere că hai să găsim scenariști potriviți. Și atunci am coptat în echipă pe Angel Damian, pe Lia Bugnar, și pe Iisus, chiar și Iisus a avut și atunci s-a născut acest scenariu adică de la zero și iarăși, adică să ai acești scenariști în și, și aici e, adică trebuie să mă laud cu ei, pentru că au Gândește câte piese de teatru au făcut acești oameni. Gândește câte uh, seriale, de la clanul până la Vlad, până nu știu ce seriale de succes. Da, dar ideea este. Nu, cum să zic? Da, dar ei, știi cum e? Trebuie să-i provoci. Dacă îi pui în situația aia îți vor livra, uh, cum să zic, sau vor crea în sensul acela. Deci, de aceea, da, le mulțumesc. și. e foarte important să găsești, adică să unești toate De-aia nu poți grăbi lucrurile de noi, de exemplu, nu suntem oamenii care fac acum un film și îl scot imediat după o lună, două, trei. Nu știu, noi, nu, pentru că noi abia am dat, credem mă deci l-am terminat de, în un, un 28 iulie, abia, abia l-am dat că era, hai, mai trebuie să facem închise, mai trebuie să, pentru că e, suntem și foarte atenți la detalii, mai ales sus după atâtea filme, nu știu ce, trebuie muzica să fie într-un anumit fel, nu e bună muzica. O dădea înapoi, o a, venea cu altă provocare, cu altă, nu știu ce, știi? Montajul foarte important o Ovidiu Văcaru, eu am lucrat cu el la România Tradition, dar Jesus lucrează cu el de la începuturile lui. Iar e foarte important, pentru că, de exemplu, postproducția, care înseamnă montaj, cum să zic eu, muzică, etc., colorizare, nu știu, mai ales montaj, poate să-ți strice, adică poate să strice sau să facă mai bun un film. Eu cred că l-a făcut și mai bun, înțelegi? Adică, iar și au fost, dar toate aceste, să ai toți acești oameni, nu știu ce, să ai toate acești, înseamnă resurse. Adică înseamnă, știi vorba aia, că te costă. Dar chiar a fost exact un moment în toată producția când ai zis, băi, ce facem acum că ne uităm în portofel și suntem cu el la jumate și mai avem ce nu, pentru... Există vreun moment de tipul ăsta? Oleo? Nu, pentru că nu poți porni la drum cu chestia asta. Adică tu trebuie să noi, iarăși de la Isus am învățat-o, noi pe toată, perioada de producție care înseamnă filmul concret, filmarea, noi trebuie să avem bani cu care să plătim oamenii care vin la filmare. După aia, din ce vom face noi editarea, postproducția, găsim. Dar noi trebuie să avem bani cu care pornim în cum să zic eu, pentru fiecare zi. Pentru că fiecare om trebuie plătit, fiecare, nu știu ce. Nu, normal că ai momente în care ai senzația că ești copleșit, că ești. dar n-ai voie să dai chestia aia și zici, hop, stop, hop. nu ai voie. Hai că găsim noi resurse, Adică, nu neapărat, că, să nu-ți oamenii că resursă înseamnă neapărat bani. Înseamnă, oamenii, înseamnă barter, înseamnă nu știu ce, prieten. Băi, acolo putem, uite, ne ajutăm de la. fiată ăla știe pe cineva care știe pe alt care, uite, ai nevoie de, nu știu ce, mașină. Băi, am auzit că tu ai mașina aia, nu știu ce. Băi, putem să ne asta, ne ajutăm, să ne să fie un win-win, -win, înțelegi? Bine, acolo unde se poate, dar până da. la urma urmei sunt lucruri unde ai lumină, mm. ai Da, și aia trebuie a plătită, ai da. Filmare, da, ai filmare, da. ai acolo nu ai nu prea da. ai cum să tai de acolo, da. nu? Da, da, da. Și întotdeauna v-ați asigurat, nu. Avem tot ce Nu, trebuie, Tot timpul pentru perioada e... de producție am avut tot timpul. Tot. Pentru că așa e altfel, nu poți să faci așa, las că mâine, mâine ce? N-ai timp. Pentru că tu când filmezi, eu nu mai sunt produc. adică eu sunt producător foarte puține ore. Deci tu trebuie preproducția e foarte importantă Adică trebuie să te asiguri că Ai făcut și plus că Noi noi iarăși am trăit vermurile astea teribile Și le trăim încă și pe când credeam Că obțin resursa aia, nu știu ce, cateringul De acolo, aia de acolo, nu știu cum Pac, a venit pandemia Ci, Posibil sponsor din Horeca Din industria hotelieră Și a restaurantelor Au zis, da. boi suntem, n-avem de unde Mamă, fu, pe când crezi că Și-au revenit și iarăși Hai să vedem, să găsim soluția nu știu ce, a venit războiul. Înțelegi? Și mi-au din care îmi pare rău, trebuie să resurse, adică știi cum e, trebuie să am șase tabere de refugiați de hrănit. Și înțelegi? Adică nu. Și atunci trebuie să cauți în altă. E. Știi, eu nu trec te Adică e multă energie, că asta nu înțelege lumea, că nu e un film și că trebuie să. E un efort de trei ani în care tu investești timp, mai ales timp. Timpul este foarte prețios al nostru, că nimeni nu ți Și de aceea trebuie să fie făcut cu folos. Dar ieșind un produsul ăsta, adică acest film, sunt foarte mândru. Nu știu ce aș mai putea face altfel. Probabil că aș face unele lucruri altfel decât le-am făcut în, tot, în toată perioada asta. Dar uite, datorită acelor ce s-a întâmplat, a ieșit ce a ieșit. A ieșit bine. Vom vedea, dar În, da. în timpul ăsta, pregătei și One Man aproape show, pentru că și acela e un spectacol. Da, -ai da aici uți. e, aici, da, da. E un spectacol pe care l-am gândit vreo 2 ani, One Man aproape show și cum să zic eu, tot așa eram în pandemie. În pandemie am învățat o chestie, știi, cumva să prioritizez proiectele mele. Adică dacă până atunci era o chestie, la fac la acolo, fac celălalt acolo, fac nu știu cum, am zis nu, stai, stop. Uite, îmi doream de mult, adică mă gândeam, îl aveam în cap, că de fapt ăsta One Man Show e un fel de stand-up, cum să zic eu, autobiografic, dacă aș putea zice. Și e, adică îți pui un pic sufletul pe tavă. Și aici e, cât îți asumi, cât suflet pui pe tavă, la ce mod îl pui pe tavă înțelegi? Și cât autoironie, cât, auto cât și cum să zic că, eu... da Plus că îl faci la 40 și ceva de ani, sunt alții da. care au făcut show-uri de tipul ăsta la 60 și 70. Da, adică eu am crezut că sunt, eu cred că sunt la maturitatea artistică și cum să zic eu profesional necesară, în care am putut. Și cumva, având textul ăsta, pentru că glumesc despre pe chestia asta, zic că uh, One Man aproape show, scenariul și regia aproape Pavel Bartos, dar total, cu, complet cu mine, știi? Le înțelegi? Adică, textul e că la un moment dat asta a fost greu, greu pentru echipa tehnică uh, de la Teatrul Odeon, că noi nu aveam un text. Și Pavel, dar nu e, știi cum e, că dacă vrei ai cu lumini, cu videomepi și a trebuit să inventezi măcar 90% să fie un text uh, Repere. clar clare, în care lor să le dau repere de lumini, repere ca mapping uh, mult, adică am și pentru că toată lumea credea, a, eu o chestie, ție un microfon și încep să vorbești. Nu, el are o atmosferă, are nu știu ce. Adică s-au investit, cum să zic eu, am dat de o scenografă foarte bună din Ana Miroșu, care uite, a lucrat în elei, acum cu uh, Tim Barton. A făcut un spectacol și cu Ștefan Havez de la Sir de Soleil pe care și atunci am zis, mamă ce noroc am fost! Înțelegi că am cunoscut-o Am avut foarte multă încredere, am, am cunoscut-o mai de mult și am zis, bă, uite, gândește un pic așa mai pragmatic, mai lejer, mai fresh. Și am zis, bă, îmi trebuie video dar nu vreau să fac structuri din alea, după aia să mi fie greu de montat, greu de demontat. Nu. Pentru că și ăsta e un spectacol pe care vreau să-l duc în țară. Într Deja, uite, mi l-au cerut mulți în diasporă. Doamne, deci în diaspor La fel ca și filmul Mă sună Dar când veniți în Marea Bea Când veniți la Torino Când veniți la nu știu ce când veniți, Deci este o chestie Dar e bine Dar uite, da. în, în piesa de teatru de cum tu spui Te pui pe tavă Da uh, Ai avut o temere la un moment dat Mă, dacă eu mă pun așa pe tavă Poate nu vreau chiar să vadă tot Pavel Bartos Din spate de, Nu, ideea este că știi cum, știi cum e Și la uh, Ideea cum Cum te joci pe tine Că de fapt aici e cum te joci tu pe tine. Înțelegi? Dacă e să joci, cum e să joci situația? Pentru că tu de mult, dacă pentru mine au fost poate situații dramatice, dar nu știu, eu le redau foarte cum, pentru că le redau exact ca ăla care vedea din afară. Pentru că ăla nu simte dramatismul tău sau nu știu. Nu, și atunci, știi cum e, nu neapărat ca niște E o chestie, de aia zic că e stand-up. E foarte interesant. E în funcție de publicul care l am, de aia nu-i nicio nici seară la fel dacă îl joc. Nu. Este se schimbă, e în funcție de energia care au, de ce, pentru că e și cu provocări legate de public, publicul decide, adică se întâmplă, se întâmplă niște lucruri, se întâmplă niște lucruri, dar iarăși o chestie doar de asumare, cât să se asumi, ce vrei să spui, cum, e o idee că nu vreau, iarăși, eu nu vreau să le redau evenimente din viața mea, le redau, dar nu ele sunt importante, ci ce am învățat din ele, cum m-am dus mai departe, peste ce am trecut, sau cât m-au costat, sau cât nu m-au costat, sau cu ce au contribuit Că de fapt aici e E foarte Hai să zicem Că zicea cineva Măi e foarte inspirațional oameni aproape show tău E așa motivat După ieși și și o chestie asta Eu am chestia de bucurie de viață Băi Să realizeze lumea Că trebuie să se bucure de viață Înțelegi? S -s niște lucruri Știi cum e? Nereglate poate din copilăria ta Și acum ți le reglezi Și zici uite De asta trebuie să se întâmple atunci ceva Da, știi că se spune că de multe ori Actorii de comedie sunt de multe ori și niște oameni triști, nu sunt doar uh, exuberanții pe care pe care. Nu, dar e bine să fie așa, oameni buni. Eu dacă aș fi zâmbitor în ăsta, n-aș mai aprecia ce cum, e bine să, cum să zic eu, uh, e bine să greșim. Nu că să, e bine să greșim, dar e normal să greșim. E bine să fim triști, pentru că din astea învățăm cu toate mult mai multe. -a a spune pentru zic, că. Pavel, dar tu ești comedian, tu, cum să fii Nu trist? e, nu are nicio treabă. -are... Uite, Mari Moraru era unul dintre cei mai tristi comedieni. Adică, nu știu dacă l-ai văzut de multe ori zâmbind pe Mari Moraru Gândiți-vă un pic. Nu. Adică, nu-i nu, nu o chestie dintre asta. Uh, 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 tocmai de asta zic. Noi, din greșel, din toate chestia, învățăm mult mai multe și, uh, și e bine să fim trii pentru că atunci vom aprecia momentele în care suntem bucuroși, fericiți. Normal că eu sunt un tip optimist de felul meu și văd partea plină a paharului. Că asta e, așa sunt eu. Eu văd partea, cum să zice, pe plină a paharului pe jumătate, știi, plin. Că nici măcar nu-i zic gol. Înțelegi? Deci aici e. Depinde cum vezi tu lucrurile, cum te raportezi. Dar chiar când ai scris tu One Man aproape show, da. te gândești, zic, uite, pasta, nu pasta, nu o bag, asta o bag, asta nu o bag, sau ce a rămas pe din afară, sau, nu știu, care au fost nu. lucrurile la care a avut rețineri în momentul în care ai scris șoumănul. Nu, materiale. în primul rând, că trebuia să-mi fixez niște chestii clare. Care au fost la mine momentele importante din viața mea? Aia, aia, aia. Cum le redau? Atât. Restul sunt doar, cum să zic eu, extensii. Extensii și acolo e, intervine scenariul când, cum să zic eu, joci și altceva. Dar tu te raportezi prima dată la reperele clare. Care vrei? E momentul ăla, momentul ăla, momentul ăla. Ale le ai clare, alea le dezvolți. Cum le dezvolți și nu știu ce ține doar de tine. Pe nimeni nu interesează cum se. Eu, că eu nu mă plâng, asta zic, de, de, niciodată nu mă plâng sau nu mă rea. Nu. Eu, eu dau un adevăr al meu. Eu redau adevărul meu. Adevărul care e al meu, nu, nu trebuie să fie și al tău și al nu știu ce. Dar eu zic, uite, astea sunt. Și aici este interesant că nu e o chestie. Lumea nu vine să vadă, mamă, ce a suferit Bartos sau ce a făcut, ba, mamă, ce rău a fost Bartos. Nu. Uite, că vorbesc de mine la persoana treia. Asta este. Nu, că ce am făcut eu. Nu, ei vor să vadă bucuria, emoția acelei întâlniri. Atât. Și chiar ce mai care a fost așa, Ce mai faină reacție pe care, sau neașteptată pe care a avut-o din partea cuiva care te-a văzut jucând One Man Aproape Show? Măi, în primul rând, cam toți au fost, că a fost o reacție. Eu am chemat niște prieteni, cam așa, la prieteni. La prieteni. Păi reacțiile lor a doua zi pe Facebook au fost, nu că nu-mi doream, dar a fost așa, wow. Și plus că cea mai, ce, cel mai tare a fost, iarăși mi-a zis cineva care a fost, zice, păi Pavele, eu am aici o chestie, o relație, dezvolt o relație cu mama mea. Eu o chestie pe care cumva am încheiat-o și am împlinit-o. Și mi-a zis, păi după, jur, am sunat-o, mi-a zis și noi, era un mare șef de marketing. Și mi-a zis, păi Pavele, după spectacul tău am sunat-o pe mama și am scos-o la cină. Și mama zicea, dar ce ai, ce ai, din gură. Vreau să te scu Deci a fost așa o chestie, o bucurie că și după aia a explicat de ce că a dus-o la spectacol și a zis da. Sau de exemplu cum au fost oameni care au zis, mă, vreau să mă duc și copilul sau vreau să vin cu părinți. E o chestie intră asta pentru că e foarte touching, foarte emoțională și e așa, știi, realizăm, eu vreau ca să fac oamenii să realizeze niște lucruri pe care le au în jurul lor, dar pe care, de care uităm. Asta ți-ai propus atunci când ai scris One Man aproape Nu, eu am, am scris în primul rând că scopul normal că a fost ăsta. Adică, de ce să mă mint? Dar eu în primul, primul rând am vrut să realizez oamenii că bă, trebuie să te bucuri de Știi cum e? Noi, noi, avem chestia asta. Chiar dacă muncim toată ziua, facem mai cu scopul acela de a, fa de a avea cele necesare, ce a avea... dar de câteodată muncim atât de mult, facem atât de mult și uităm să ne bucurăm zi de zi. Băi, ui, jur, mai ai o chestie așa, mai cobori ochii pe o floare, mai te oprești în trafic. Noi suntem supărați pe trafic. Și eu sunt. Și eu greșesc încă Că nu știu cum să de fiecare dată, dar măcar realizez. Și după aia îmi zic, opa, stop, nu fi, nu fi dobitoc, nu fi nu nu știu ce, știi, dar te mai bucuri așa de o cafea și că be o cafea și că te întâlnești cu un prieten, că te trezești dimineața, că vii la cei dragi ție, că ai unde veni, ă, știi cum e, că e chestia aia, că mie mi-e dor să ajung acasă, mie îmi face mare plăcere să ajung acasă. adică pf, mă bucură. Și atunci ce știi, normal că ne dorim lucruri mari în viață. Că, cu toți avem, mă, ce, da, asta nu înseamnă că nu pot să mă bucur zi de zi. Chiar apropo de, de astea, uite, lucrurile pe care ai vrut să-l faci din totdeauna, băi, nu știu, da. am vrut de când sunt eu să joc cu nu știu cine. Care am avut chestia asta, dar am avut-o pentru că am vrut să joc, ea să aveam când eram mică, de am, am devenit actor undeva pe la 16-17 ani, am zis, bă, vreau să joc cu oameni pe care am văzut eu la televizor. Și cumva am, am, am apucat, am apucat destul de mulți dintre ei. Ori în radio, să fac teatru național radiofonic, ori, uh, piese, ori în filme, ori în seriale. Am apucat. Am apucat. Sebastian Papaini era unul dintre ei. Și l-am apucat. Marin Moraru, Gheorghe Dinică. Adică am apucat. Și ăsta a, a fost. Dar în general nu mai pun. Adică la început aveam, eu vreau să joc Romeo, eu vreau să joc Hamlet, eu vreau să... Nu, e cea mai mare prostie că știi care e toată faza îți pui atât de tare că vreau să joc la nu știu ce că dai cele mai mari rateuri că ești atât de concentrat doar pe la, dar se pune și o mare presiune din cauza asta înțelegi? și atunci nu așa am zis bă vreau să mă las pradă întâlnirilor provocărilor și ies toate lucruri mult mai bune din asta bine acum nu înseamnă în Ramon am crezut și am zis va fi dar nu știam cum e Ramon pe Ramon l-am descoperit la filmări cu Hesus. De aia a fost ceva nou pentru mine. Da, e diferență mare între uh, Ramon, Pavel Bartoș, Ramon, Pavel Bartoș, oameni aproape show? Da, mare. Și chiar, la, chiar știi cum facem, asemănări și deosebit. Nu știu, nu știu, vezi acum dacă mă e așa, nu știu. Uh, pf, că sunt, știi cum e, că eu n-aș vrea să spun că pe scenă, la teatru, de un în One Man Show sunt un personaj. Nu, nu sunt eu, sunt eu. Pf, E o chestie ca orice stand uper care, cum să zic eu, nu poți să zici că joacă un rol. Nu, ne mai prostim sau nu știu ce. stand up -er mai și inventează, e ficțiune. A, bine, dar și noi. Dar și la noi. Adică să nu înțelegi că, cum să zic eu, tu scenariul ăsta, că e cu tente, autobie, tu mai și nu neapărat inventezi, dar zici cum ți-ai se, cum se imaginea niște lucruri. Poate alții cum, nu știu ce. Și acolo îi ține de ficțiune sau de cei din jură, sau nu știu cum, adică nu este tot, nu e la limita. Acolo m-am trezit și mi-am era... Nu! E un pretext, dar de acolo se nasc alte lucruri care n-au nicio legătură cu viața mea. Adică de asta e, bă, zic eu, uh, uh, mișto one man aproape show-ul meu. Nu, nu are adică nu e o chestie acum să creadă lumea că, mamă, vin și-l văd pe Pavel Bartos de la copilărie, la... Nu, n-are nicio... Adică e un pre... Dar e altfel, e, devine un, un cum să zic eu, o chestie, de, eu așa zic, devine o bucurie. Deci, uite, dacă am așa câteva întrebări da. scurte, apropo așa de partea ta de actorie, da. actorul sau actrița lângă care, român, din România, da? lângă care n-ai apucat încă să joci și lângă care ți-ai dorit foarte tare să, să prinzi un rol. Pot fi trei, nu neapărat unul singur. Da, actorul sau actrița. Mi-ar fi, mi fi plăcut tare mult să joc cu Tamara Buciuceanu. Nu știu de ce. Mi-ar fi plăcut enorm cu Tamara Buciuceanu, Dumnezeu să o odihnească. Cred că era așa o bucurie și uh, am întrebat mă, cum era Tamara Buciuceanu? și mi-a zis exact cum ți-ai fi dorit tu să fie. Așa mi-a zis Dorina Lazar cu Rodica Mandache. Uh, după aia un alt actor lângă care aș fi vrut să joc de teatru e George Voicu. Nu știu de ce. Vedeam, ăla mi-ar fi plăcut, mai că s-a stins prea devreme din viață așa și mi-aș fi dorit, uite, cu mi-aș fi dorit să joc cu Florin Piersic jur e o chestie, vezi că sunt niște năbădăi ale copilăriei, niște mi-aș fi dorit să joc cu el nu știu de ce să spun cine știe Poate, da. poate, Da, poate. da. Ei, uite, maestru am plinit și zilele astea o frumoasă vârstă de doar 28 de ani, Mulți ani pe această cale, micul mulți blond ani. îl felicită pe marele blond. Așa. Adică da, sunt așa dacă ei actori. cum să zic, adică de exemplu mi-aș dori să joc foarte mult, să joc, cumva ne-am amăgit la început, adică cu foarte mulți actori din generația mea mi-aș dori să joc uh, mi-aș dori să joc cu Pavlu, mi-aș dori să joc cu Ivanov uh, uh, cum să zic eu uh, să ne vedem uite poate cu Manole, adică am sunt destui și în generația mea cu care mi-aș dori ne-am tot intersectat de așa, era da Vlad Zafirescu, da, da. Tot așa, știi, eram așa, adică mi-aș dori să joc și cu foarte mulți din generația mea, e nu, știi? Uite, rolul despre care ai spus, păi da. mi-ar fi plăcut să-l joc eu. Din teatru și din film. Sau rolurile, dacă-ți mai multe. Și, și mai, film și teatru. Eu cred că, știi, eu am o chestie între asta, știi, după un spectacol toată lumea sau film zice felicitări, nu știu ce. Dar cred că cel mai frumos compliment pe care ți-l poate face cineva, și eu de obicei cred, ăsta-l fac cuiva, zic, păi mi-ar fi plăcut să joc în acest Tocmai spectacol. De asta, exact. Înțelegi? Și sunt o grămadă, adică dacă mă gândesc la... Eu sunt un mare fan Marian Râlea. Înțelegi? Uh, uite, cu Marian Râlea mi-aș dori uh, mult să mult să joc. Și în groapă pe după plinte, doamne ce mi-a plăcut acel spectacol. Adică mi-aș fi dorit să fiu într-un astfel de spectacol. Mi-aș fi dorit să fiu, de exemplu, în iluzia comică a lui Ducu Darie. Uh, uh, știi cum mi-aș fi plăcut să fiu în Richard al treilea, lui Mihai Mănuțiu. Uh, și mă bucur din suflet că am fost în aproape toate spectacolele lui Alexandru Dabija. Adică cumva m-am compensat și mulțumesc pentru că el este o întâlnire profesională și umană extraordinară pentru mine. Uh, și a avut încredere atât de mare în mine. Uh, adică sunt, sunt, sunt... Și uh, din filme? din filme, normal că mi-aș fi dorit să joc în balanță, normal că mi-aș fi să joc în filantropica, normal că mi-aș fi... Adică, știi cum e? Normal că, normal că. Sunt o grămadă de filme pe care, cum să zic eu, mi-aș în care aș fi dorit, dar nu e o chestie că că actorul în general își dorește să fie. Dar zic așa, filme în care, normal că mi-aș fi dorit să jucăm toate BD-urile, cum să zic eu, să-i cunosc pe Demrădulescu, pe Jean Constantin, pe toți ăștia, adică cred că era o formulă senzație, comparabilă cu cei din Las Fierbinți, înțelege, în zilele noastre. Adică doar ei, cei din Las Fierbinți, pot să zici că sunt ca și structură, ca și prietenie, comparabil cu BD-ul. Știi, în Las da, am jucat acolo, am jucat sezonier, adică sezonier, în un episod. În rol și da, tu acolo... nu, dar nu știu cât aș putea avea timp. Acolo deja lucrurile sunt atât de bine făcute, și în structura aia de uh, bobonete, diță, Vâncic, rait. Uh, cum să zic eu, uh, că nu vreau să-i chivu uh, de că nu, nu, nu Nu, 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 dar acolo nu poți să intri cumva în structura aia. E structură, știi, ca în BD-uri. Poți fi invitat special, știi, adică vii. Uh, și mă bucur pentru ei că li se întâmplă acest lucru. Deci, de exemplu, n-aș fi dorit să fiu uh, în BD unul dintre protagoniști. Da. Și, uite, nu știu, da. filmul, la fel, filmul despre care ți-a venit să spui, PAH, Mă. Chiar mi-ar fi plăcut să-l fac eu acesta. Uh, acum? Filmele? Da, da acum a fost. Da, da, a fost ultimul acum care l-am văzut. Top Gun, da, mi-ar fi plăcut să-l fi făcut eu, să fi jucat. Mi-a plăcut enorm de mult. Adică, e un film, știi cum e? De obicei, remake-urile sau partea a doua nu mai sunt la nivelul lui. Uh, știi părții întâi. Eu am fost un fan top gun la începuturile mele, jur. Și acum, aducându-mă la Maverick la Top Gun 2, păi am primit exact ce mă așteptam să primesc. Și mi-a dat așa un sentiment de bine, pentru că sunt atât de rar filmele care cumva se reb. Uh, uh, se refac. Și mi-a dat, uite, da, mi-ar fi plăcut. Uite, dacă, e să, dacă e să divagăm și să fabulăm. Normal, da. că era la, o zi, așa, la da. un exercițiu admirativ, da. de fapt, da. că Am, asta da, este așa, da. Este vorba așa. de altceva. Uh, și uite, acum avem aceste filme românești. Da. Team Building, Romina, Mirciulică Taximetriștii, da. topul tău care este și de ce între astea. Oh, da nu, asta este nu Și cum de cum ce? E. Adică, pur și simplu. Dacă e să. Fii atent eu, vre... eu, eu... Uite, eu au fost foarte deștepți băieții din Team Building. I-au găsit o nișă senzație, aceea corporatiștilor senzație în care știi foarte bine. Adică e o rutină extraordinară. De dimineață până seara, du la același loc de mă fă, același nu știu ce, fii sub același șef, nu știu ce. Știm foarte bine că timp ori oriunde sunt așteptate, pentru că e o defulare, eu nu știu ce. Și atunci eu... Dar asta înseamnă să fii iarăși deștept. Eu ține, eu ține de inteligență. Nu ține de șmecherie. Ei au fost niște oameni inteligenți. Au știut ce să facă. Cum? Pentru că cel mai greu, să știți, cel mai greu e să găsești o idee bună. Idee bună și o poveste bună. După aia restul se mai încheagă. Ei au fost foarte deștept. Au găsit o idee bună. Au avut și au găsit nișa aia bună. De acolo că s-a dezvoltat și ce să Adică pentru idei și pentru asta mi se pare locul unul de departe. Apoi, așa. După aceea, bineînțeles că taximetriștii, adică taximetriștii, acolo se vede că sunt niște actori foarte buni, foarte, mă, și se vede, ei au avantajul, marele avantaj că uh, ei l-au jucat foarte mult în teatru, patru ani de zile i-au jucat, se vedeau pe ei cum joacă, adică relaxare, pentru că e foarte multă vorbă, într-adevăr, poate prea multă vorbă. Înțelegi? Adică tot timpul se... Deși și ai, are o premiză senzațională. Adică taximetriștii. Câte întâmplări nu ai cu taximetriștii? Câte? Sunt o... Dar a știut Adrian Nicolae cum să le -ași? cu Bogdan Oldeanu cum să le adune și cum să le facă. Bravo! Felicitări lor! Adică sunt... sunt cum să... de la fiecare îmi place câte ceva. Romina? Nu am apucat să-l văd, jur, n-am apucat, dar taximetricii am fost pentru că am foarte... L-am pe Alex Ion, pe Adrian Nicolae și m-am dus pentru ei. N-am apucat, așa că nu pot vorbi despre ceva care nu, nu, despre care n-am văzut. Și uite că ne apropiem de da. final. Ce urmează după Ramon? Nu l-ai lansat încă, dar trebuie să faci ceva. Trebuie, ai zis că va da, fi după, ceva, da. ce? O pauză pauză, pauză, musai, pauză, musai cu familionul, ne ducem, habar mi-aș dori să, pentru că Hai, pentru mine e schiu la munte, vreau undeva la munte dar ce e la sertar, ce e la sertar că trebuie să ai un scenariu la sertar nu, deocamdată acum, știi cum e că nu poți să provozi, să faci normal că am, normal că dar mă gândesc, da, nu nu sunt proiect ce... e, 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 e și un film e și o piesă de teatru, adică de mai dă-ne ceva, mai spune ceva Nu pentru că, ceva uite, acolo? dacă, eu nu sunt un superstițios, dar am o chestie între până cumva nu măcar să știi să fie atâta embrionul nu poți să, la, la, când ai o, cum se, nu poți să anunți sarcina până nu ești sigur că ai trecut peste cele trei luni critice. Da, tu ai început să promovezi Ramon din primele faze. Adică, nu, din primele faze de filmare. Voi nu știați de la cu 5 ani. Voi nu știați de la cu 3 ani de zile. De asta vorbesc. Eu când am simțit că e, vorba aia, e deja fetus e deja nu știu ce, a, s-ar putea să fie și băiat s-ar putea să fie și fată dar spune măcar cam despre ce cât nu. se poate ideea una e ce pot să spun și... că toate sunt. Și... sunt tot așa pentru public, adică tot ce voi face voi face cu pregătere spre public nu mă tentează nici filmul de autor nu acum, dacă mi s-ar oferi un rol normal că aș juca, dar ca și producător, nu, nu nu acum, nu mă tentează acum să produc un film de autor, acum nu. Îmi doresc să fac... De, Bă, eu vreau să bucur oamenii. Vreau și să mă bucur eu și prin asta să bucur pe ceilalți. E un creză meu. Și uite, să oferim pe final și uh, momentul publicitar. Convinge în 30 de secunde pe cei, convinge pe cei care să uită să vin să vină la Ramon. Mai cum am spus-o și la început, vreți să vă reamintiți că viața e frumoasă? Veniți la Ramon. Vreți să râdeți? Veniți la Ramon. Și dacă, nu vă, dacă vă place să spuneți celorlalți și dacă nu vă place, oameni buni, vă dau această posibilitate, spuneți-le dușmanilor să-și pierde și eu o oră jumătate din viața lor. De ce să o pierdeți doar voi? Dar vă asigur că vă veți simți bine. Asta e și vă va da o stare de bine. De fapt, și vă va reaminti că suntem tare norocoși. Tare norocoși. Că ne trezim dimineața, sănătoși, și ne culcăm seara la fel de sănătoși. Uh, mulțumesc, Pavel Bartos, premiera, deci când este oficial cinematografic? Din 3, spus. de pe 1 februarie el deja este la bilete, adică ăsta, dar din 3 februarie intă oficial, dar deja din 1 am auzit că deja se vând bilete și așadar bucurați-vă, merge și încă o chestie, la, știi cum e, la film în general, pentru că urmează Valentine's Day, urmează Dragobetele, 1 martie, 8 martie, Păi mergeți, serios, pentru că vă va da o stare de bine, vă veți regăsi cu toții în toată chestia asta. Uh, și în primul rând, eu cred că trebuie să meargă în gașcă, Me oameni buni, mergeți cât mai mult în gașcă și îl veți savura. Filmul ca tare. Și iată, pentru cei care merg până în 31 ianuarie, chiar avem o perioadă asta de prices, pot câștiga două city break-uri, unul la Paris, unul la Roma. Avion. Uh, da, nu, da, avion nu. Două telefoane mobile smart, adică pot câștiga prin faptul că cumpără biletul, au șansa asta de a câștiga aceste lucruri. Vom mai avea și premii și după perioada de prices, adică când vom intra în cinematograf. Așadar, știi cum e? Va fi un win-win. Așa să fie. să fie. Pavel, mult succes cu, cu Ramon. Să vă să mai facem un interviu despre încasările lui foarte tari și despre proiectele acelea noi, fie atent da. că Eu le-am notat. Aici da, le-ai notat că la. Nu peste 5 da. ani. Știu, -a știu, pentru că, că de fiecare dată când mă voi continui, când întâlni cu tine, tu nu uiți astea și zici, da, aia. Exact. Există exact. un nume, există o ceva, există, exact. știu, da. Asta da. este din această săptămână aveți, aveți Ramon, încă o dată mulțumesc Pavel Bartoș pentru Eu vă mulțumesc. În studio, pagina de media aici să le spunem celor care s-au uitat acum au ajuns până aici de a share like, tot ce trebuie acolo să se, să se, ducă pentru că spunea și Pavel, promovarea e totul, nu-i așa? Da, e marketingul e totul și știi cum e? E o chestie între astea că cred în chestia asta de a băi, dacă tu te-ai bucurat de ce să nu-i bucuri și pe ce? Bă, spune-le și celorlalți că te bucuri și dacă tu nu faci un efort să susții actul Că la un moment dat e vorba de susținere. Ne susținem cum susținem după pandemie produsele românești. Bă, ca micul fermier să trăiască, ca și micului artist și micului film independent, dai șansa să crească, să fie, să existe și să bucure. Așa să fie. Acesta a fost interviul de astăzi. Eu sunt Petri Șorobaie. Vă mulțumesc că ne-ați urmărit. Share, like, tot ce trebuie. Până data viitoare, numai bine. La revedere!